La 2 noiembrie 1917, ministrul de externe al Marii Britanii, Arthur Belfur, a scris o scrisoare care avea să declanșeze un conflict între două neamuri care încă se desfășoară și peste 100 de ani mai târziu. Guvernul majestății sale de atunci vedea cu ochi buni înființarea în Palestina unui cămin național pentru poporul evreu și va face tot ce îi stă în putință pentru a facilita realizarea acestui obiectiv. Atunci când Belfur a scris despre intenția guvernului său de a crea o patrie evrească în Palestina, 90% din populația care locuia acolo nu era evrească. Doar 31 de ani mai târziu, cei mai mulți dintre ei au dispărut. Aceasta e povestea promisiunii britanice care a dus la distrugerea Palestinei și la crearea statului Israel. Sunt fapte istorice. Nu e vorba aici de evrei și de locul lor de baștină. Dar să începem cu întrebarea evidentă. De ce făceau britanicii promisiuni cu privire la țările altora? Răspunsul scurt este că pentru imperiu e un drog al naibii de bun. Această chestiune. Era primul război mondial și britanicii făceau o mulțime de promisiuni. Pe lângă promisiunea unei patrie evreiești în Palestina, au promis liderilor arabi independența dacă se ridicau împotriva inamicului Marii Britanii, imperiul otoman. Arabii au făcut-o. La o lună după scrisoarea lui Balfour, trupele britanice au cucerit Palestina, punând capăt celor 400 de ani de dominație otomană. Oamenii care locuiau acolo erau arabi, majoritatea musulmani, dar existau și minorități creștine și evreiești. Există și un număr mic de evrei europeni, care la sfârșitul anilor 1800 au început să construiască mici colonii acolo. Într-o perioadă în care mulți evrei sufereau persecuții îngrozitoare în Europa, ei au simțit că Palestina ar putea fi o cale de scăpare. Ideea construirii unei prezențe evreiești în Palestina a devenit cunoscută sub numele de sionism, dar o mișcare marginală de stat în rândul evreilor europeni. Mulți dintre ei considerau că nu ar trebui să fie nevoiți să-și părăsească țările pentru a evita persecuțiile, dar sionismul ca mișcare politică a făcut un mare pas înainte cu un austriac pe nume Theodor Herzl. Iar acest om e un nume foarte important în această poveste. În 1896, el a publicat Statul Evreiesc. În această carte spunea că singura modalitate prin care evreii puteau evita antisemitismul din Europa nu era doar să plece, ci să aibă propria lor țară. Iar Herzl nu s-a limitat la a scrie. În anul următor, a organizat o conferință la Basel, în Elveția, primul Congres sionist. Participanții au convenit asupra unui program care urmărea printre altele să stabilească o patrie evrească în Palestina și să promoveze așezarea evreilor în Palestina. De aici încolo, mișcarea sionistă a devenit foarte activă, înființând fonduri pentru a promova imigrația evrească în Palestina, companii care să cumpere terenuri acolo și recrutând reprezentanți care să le susțină cauza în fața diferitelor guverne. La câteva zile după conferință, Herzl a scris următoarele în jurnalul său. La bază l-am fondat statul evreu. Peste cinci ani poate și cu siguranță peste 50 de ani toată lumea îl va percepe. S-a înșelat doar cu un an. Asta înseamnă multă istorie, dar e important pentru că mișcarea sionistă este parte esențială a poveștii care va continua, mai ales după ce și-a găsit un prieten în guvernul britanic, unde o mulțime de oficiali de rang înalt au susținut sionismul uneori din motive neașteptate. Primul ministru, Lloyd George, de exemplu, era un creștin fanatic care credea că adunarea poporului evreu în Palestina îl va aduce pe Isus Hristos înapoi pe pământ. Alții, precum Balfour, credeau că scoaterea poporului evreu din Europa și aducerea lui în propria țară ar fi un lucru bun. Herzl a fost destul de vizionar când a scris că națiunile antisemite vor deveni aliații noștri. Între timp, sioniștii au asigurat Marea Britanie că viitoarea lor țară va fi un aliat de încredere. Așadar, aceasta e povestea de fond a modului în care antisemitismul european, sionismul și imperialismul britanic au dus la declarația Belfort, această promisiune britanică de a construi o patrie pentru evrei în Palestina. Acum ne vom uita la modul în care Marea Britanie a făcut acest lucru. Primul război mondial a fost un conflict între imperii rivale, iar învingătorii au înființat Liga Națiunilor Unite pentru a distribui între ei teritoriile părții învinse l-au numit sistemul mandatelor, punând teritoriile controlate cândva de Imperiul Otoman și cel German, sub tutela unor națiuni avansate până când acestea au devenit independente. Marii Britanii s-a acordat mandatul asupra Palestinei, dar poporul palestinian nu a fost niciodată întrebat ce își dorește sau cum ar arăta independența pentru el. Ascultați ce a scris Belfort uneia din colegii săi. Pentru că în Palestina nu ne propunem nici măcar să trecem prin forma de consultare a dorințelor actualilor locuitori ai țării. În schimb, sioniștii au fost cei care au fost consultați cu privire la viziunea lor asupra Palestinei. Și astfel, mandatul a sfârșit prin a încorpora nu doar declarația Belfort, ci și mai multe clauze prin care se cerea Marii Britanii să asigure înființarea unui cămin evreiesc în Palestina. Regimul britanic a fost foarte conciliant cu proiectul sionist. Comunitatea evreiască din Palestina a crescut Odată cu valorile mari de imigrare, aveau propriile școli și fabrici, și chiar propria poliție. Au fost conduși de Bengurion, născut în Polonia, liderul organismului reprezentativ, Agenția Evrească. Pentru palestinieni era clar că Marea Britanie nu le oferea independența, le livra țara lor altor oameni. În 1936 au intrat în grevă. Forțele britanice au încercat să întrerupă greva prin arestări, tortură, pedepse în masă și execuții. Liderii au fost exilați, armele confiscate și casele aruncate în aer. Luptătorii palestinieni au atacat ținte britanice și evreiești în timp ce forțele britanice efectuau raiduri comune asupra satelor palestiniene. Ceva trebuia să se schimbe. Guvernul britanic a trimis o comisie numită Comisia Peel pentru a găsi o soluție, dar soluția propusă a fost tipică. Trageți o altă linie britanică pe hartă și împărțiți țara. Dați această parte evreilor și această parte palestinienilor și faceți ca acea parte din Transjordania să fie alături. Și pentru că palestinienii erau majoritari în țară, 250.000 dintre ei ar trebui să fie eliminați cu forța pentru ca statul evreiesc să fie viabil. Amintiți-vă, acestea erau propunerile menite să calmeze lucrurile. Dar nu au făcut-o. În schimb, revolta a continuat până în 1939, moment în care aproximativ 10% din populația masculină adultă a Palestinei fusese fie ucisă, fie rănită, fie arestată sau exilată. Guvernul britanic avea într-adevăr nevoie de o soluție, așa că iată apare un alt raport. Comisia studiază așezările evreiești vechi de 20 de ani din Palestina sub mandat britanic. Cartea Albă din 1939 a creat pentru prima dată un conflict între britanici și sioniști pentru că respingea împărțirea și spunea că soluția era ca Palestina să obțină independența în 10 ani, iar toți cei care locuiau acolo să o împartă împreună. În mod crucial, ea impunea de asemenea limite severe privind achiziționarea de terenuri și migrația evreilor. Pentru sioniști acest lucru a fost resimțit ca o trădare, care spun, unii au detonat bombe în întreaga țară, ucigând zeci de palestinieni. Dar, în curând, toată lumea a fost distrasă de ceva mult mai mare. Peste 60 de milioane de oameni au fost uciși în cel de-al doilea război mondial, inclusiv 6 milioane de evrei. De către nemți, supraviețuitorii evrei au fugit din Europa, un număr mare dintre ei încercând să găsească siguranță în Palestina, în ciuda limitelor impuse de Marea Britanie privind imigrația evreilor. Acest lucru a declanșat o confruntare mai directă între sioniști și britanici, iar palestinienii au fost adesea luați în vizor și ei. Sioniștii știau două lucruri. Din punct de vedere militar, erau mai puternici decât palestinienii. Iar Marea Britanie era epuizată de cel de-al doilea război mondial, așa că nu ar fi avut curajul să continue să lupte în Palestina. Au avut dreptate. În 1947, după 30 de ani de ocupație, Marea Britanie a anunțat că părăsește Palestina și a cerut Organizației Națiunilor Unite, nou înființată, să curețe mizeria. În regulă. 1947 și 48 sunt anii cei mai importanți din această poveste, așa că haideți să aruncăm o privire la cum se aliniază lucrurile atunci. În timpul dominației britanice, evreii au trecut de la 10% la 30% din populație și dețineau 6% din pământ. Sub conducerea lui Ben Gurion, agenția evrească funcționa ca un guvern pentru comunitatea evrească, iar milițiile sioniste aveau zeci de mii de soldați, arme moderne și ofițeri care luptaseră deja în cel de-al doilea război mondial. Pe de altă parte, palestinienilor nu li se permitea să-și dezvolte propria administrație sau armată, ci în timp ce așteptau soluția ONU, ei erau încă majoritari în toată țara. În noiembrie 1947, ONU, pe atunci formată doar dintr-o fracțiune din țările lumii, a votat pentru împărțirea Palestinei. Acest plan a delimitat 55% din țară pentru un stat evreiesc, dar ONU nu a explicat niciodată cum ar putea fi un stat evreiesc, când jumătate din populația de pe teritoriul său era palestiniană. Spre surprinderea nimănui, palestinienii și de fapt toți arabii au respins planul ONU. Ben Gurion și conducerea sionistă au acceptat, dar au văzut o oportunitate de a schimba planul. Cu britanicii pe picior de plecare, sioniștii știau că vor avea cea mai puternică armată din Palestina, iar forțele lor au fost instruite să acapareze mai mult teritoriu decât cel care le fusese acordat de ONU și să facă tot ce era necesar pentru a reduce numărul palestinienilor din el. În orașe precum Haifa, miliția a pus mașini capcană în cartierele palestiniene, au atacat sate și au forțat locuitorii să plece. Trupele lui Ganard i-au alungat pe arabi din orașul asediat, luând mulți prizonieri. După ce au inspectat părți din Palestina, după ce a inspectat părți din Ierusalimul de vest, care au fost golite de palestinieni, Bengurion a spus în multe cartiere arabe din vest, nu vezi nici măcar un arab. Dacă vom persista, e foarte posibil ca în următoarele șase sau opt luni să fie schimbări considerabile în țară în avantajul nostru. Unul dintre evenimentele care au contribuit la accelerarea acestor schimbări a avut loc la 9 aprilie 48, când satul Dirgasin a fost atacat. Un raport al guvernului britanic către Națiunile Unite descria scena. 250 de persoane au fost ucise în circumstanțe de o mare sălbăticie. Femeile și copiii au fost dezbrăcați, aliniați și fotografiați și apoi au fost măcelăriți cu făcuri automate. Povestea ceea ce s-a întâmplat acolo a declanșat panică în toată țara, pe măsură ce vestea s-a răspândit, oamenii au fugit temându-se că ei vor fi următorii, iar istoricii au înregistrat zeci de masacre similare în această perioadă, de fiecare dată acestea aveau ca rezultat fuga unor întregi comunități. În momentul în care Marea Britanie și-a încheiat mandatul, 15 mai 48, 250.000 de palestinieni au fugit. Cu o noapte înainte, David Ben Gurion a anunțat înființarea statului Israel cu el însuși ca prim-ministru. El se afla sub un portret uriaș al lui Herzl, la 51 de ani după ce Herzl prezisese exact acest moment, milițiile sioniste s-au reunit sub forma unui nou format al forțelor de apărare ale Israelului, dar luptele nu s-au terminat. Cu britanicii scoși din drum, soldați din mai multe țări arabe au intrat în Palestina, dar armata israeliană era mai bine echipată, mai bine organizată și spre deosebire de armatele arabe avea un comandament unificat și sprijin din partea mai multor țări europene. Forțele israeliene au pătruns în locurile pe care ONU le atribuise statului palestinian, cum ar fi orașele Lida și Ramle. 50.000 de oameni au fost forțați să fugă de acolo, mulți dintre ei pe jos, în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Marșul Morții din Lida. După ce au fost golite, orașele au primit nume ebraice, Lod și Ramle. La fel ca în multe alte orașe pustii, clădirile și casele au fost preluate de către noul stat izraelian și au fost date evreilor. În momentul în care ONU a asigurat un armistițiu, trei sferturi din poporul palestinian devenise refugiat. În limba arabă ei numesc acest lucru Nakba, literalmente catastrofă. Noul stat Israel a ocupat 78% din ceea ce fusese Palestina. Restul au fost anexate de Iordania sau preluate de Egipt. Un an mai târziu, ONU a adoptat o rezoluție prin care se cerea ca toți refugiații palestinieni să li se permită să se întoarcă acasă. Aceștia nu au fost niciodată. Palestina a fost ștersă efectiv. În deceniile care au trecut de atunci, încercările de a rezolva acest conflict au încercat din nou să împartă pământul cu fiecare încercare succesivă teritoriul oferit palestinienilor în patria lor istorică se micșora și mai mult. În mod ironic, Israelul încă se luptă să mențină avantajul demografic pe care l-a obținut în 48, atunci când a forțat toți acei oameni să plece, pentru că în 67 a ocupat și Siordania și Gaza, aducându-i sub dominația sa pe toți palestinienii care trăiesc acolo și astfel azi populația evreilor și a neevreilor din acest teritoriu este aproximativ egală. Dar cei care trăiesc sub ocupație nu au niciun drept, nicio cetățenie și nicio perspectivă de independență, Tacticile din epoca Nakba de colonizare, de demolare a locuințelor și de expulzare sunt încă folosite. Israelul a luat pământul, dar nu vrea să aibă nimic de a face cu milioanele de oameni aflați sub dominația sa. Grupurile internaționale, israeliene și palestiniene, pentru drepturile omului, spun că acest sistem este o formă de apartheid. Cu mult timp în urmă, Palestina era numită Canaan, Triburi de oameni numiți cananiți au controlat zona timp de peste 1000 de ani, iar în jurul anului 1200 înainte de Hristos, triburile ebraice au început să ajungă aici. În jur de 1000 înainte de Hristos, regele Saul a început să unească aceste triburi, astfel punând bazele regatului iudeu. Următorul conducător, David, a unit toate triburile, a extins regatul și a stabilit capitala la Ierusalim. În jur de 992 înainte de Hristos, regatul s-a rupt în două state mai slabe, Israel și Iudea. Ambele aveau să fie cucerite de vecini mai puternici. În timpul vieții lui Isus, Palestina făcea parte din Imperiul Roman. Până în anii 300, creștinii conduceau partea estică a Imperiului Roman, care includea Palestina, iar mulți creștini au început să ajungă în Palestina, mai ales în Ierusalim, cu toate aceste regiunea a continuat să fie locuită și de evrei. Arabii musulmani au invadat în anii 600. Musulmani au controlat Palestina pentru următoarele câteva secole, iar începând cu 1099, creștinii europeni au preluat regiuni din Palestina. Bătăliile lor cu musulmanii sunt cunoscute drept cruciade. Musulmani au recăpătat controlul asupra regiunii în 1290, iar Palestina a făcut parte din Imperiul Otoman până în 1917. Biblia ebraică descrie frecvent războaiele dintre evrei și alte triburi, inclusiv filistenii, grup etnic din rândurile popoarelor mării, probabil de origine indo-europeană, care își aveau capitala la Gaza. Iar în jurul anului 930, regatul ebraic, ale căror figuri fondatoare intrate în legendă au fost Saul, David și Solomon, s-au despărțit între regatul Iuda și regatul Israel. Existența monarhiei unite nu e acceptată pe larg. În jurul anului 750, regatul filistean a fost de asemenea distrus. Asirienii au trimis cei mai mulți din israeliți din regatul din nord în exil, astfel creându-se bazele legendelor în jurul soartei enigmatice a triburilor pierdute ale lui Israel. Samaritenii spun că ei sunt descendenții supraviețuitori ai triburilor pierdute, deși se crede că ar fi fost în mare parte urmașii ai coloniștilor asirieni. O revolta israelienilor a fost învinsă după asediu și capturarea. Samariei de către Sargon al II-lea. Conform tradiției musulmane, în 620 Mahomed a plecat din Meca către cea mai îndepărtată moschee a cărei locație considerată a fi muntele templului, întorcându-se în aceeași noapte. În 634-636, arabii au cucerit Palestina, sfârșind interdicția bizantină care nu permitea ca evrei să trăiască în Ierusalim. În următoarele secole, islamul a înlocuit creștinismul ca religie dominantă în regiune din 636 și până la crucea de Palestina a fost condusă din Medina, după aceea din Damasc. Între secolele 7 și 11, scribii iudaici numiți masoreți și stabiliți în Galileea și Ierusalim au stabilit textele masoretice, partea finală a Bibliei ebraice. Adevărul e întotdeauna undeva la mijloc și niciodată războiul, în nicio etapă a istoriei, nu va găsi o soluție viabilă, ci doar una de compromis. Țara sfântă cu Ierusalimul în centrul ei e un loc în care se întâlnesc marile plăci tectonice ale religiei, culturii și naționalismului. Asta vedem și azi. Liniile de falie care se întind între ele nu sunt niciodată liniștite, ci sunt totdeauna periculoase. Ignorarea moștenirii din războiul de șase zile din 67 nu este o opțiune. În iunie 1967, Israelul a reacționat la blocada impusă micului stat evreu de către lumea arabă condusă pe atunci de dictatorul egiptean Gamal Nasser, declanșând atunci un război fulger. Conflictul avea să intre în istorie sub denumirea de războiul de șase zile. În acest scurt timp, Israelenii au capturat teritorii de multe ori mai întinse decât propriul lor stat minuscul. Ierusalimul, divizat în urma războiului de independență israelian, în din 48, a fost reîntregit. Statul evreu a reușit să desfințeze blocada arabă atunci, iar israelienii n-au cucerit atunci doar peninsula Sinai de la egipteni, înălțimile Golan de la sirieni, precum și cartierele vechi, doldura de istorie ale orașului sfânt, ci au preluat controlul și asupra întregului ținut situat pe malul apusean al Iordanului. Era zona în care existaseră în vechime biblicele regate ale Iudei și Samariei, o regiune ale cărei locuitori aparțineau în iunie 67 altei seminții și religii decât izraelienii. La rândul lor, armatele arabe, cărora superioarele forțe aeriene izraeliene le aplicaseră o lovitură fatală, s-au confruntat cu una din cele mai categorice înfrângeri militare din istoria umanității. Euforia provocată în Israel și lumea evrească de această victorie militară de proporții fără precedent avea să persiste decenii la rând. Triumful în acest război a fondat mitul eficienței extraordinare a serviciilor secrete, Mossad și al invincibilității armatei israeliene. Războiul de șase zile a fost urmat de alte câteva confruntări armate arabo-izraeliene, încheiate toate cu victorii izraeliene de dimensiuni diferite, deși izraelienii au evitat în extremis exterminarea proprii populații, învingând în final cu greu un războiul declanșat de către egipteni și sirieni în ziua principalei sărbători religioase evreiești, cea a iertării păcatelor, în octombrie 73 acest conflict a fost urmat de un prim tratat de pace încheiat cu Egiptul. Cunoscut ca și al treilea război arabo-izraelian, Forțele israeliene anihilează rapid puterea aeriană a Egiptului, iar coaliția arabă compusă din Egipt, Siria, Iordania, Irak, Arabia Saudită, cu și Libanie înfrântă. Israelul prea controlul fâșiei Gaza, a peninsulei Sinai, a Cisjordaniei, a înălțimilor Golan și a Ierusalimului de Est, locuit predominant de arabi. Din nou, sute de mii de palestinieni devin refugiați în statele învecinate sau sunt strămutați. Iată cum a ajuns fâșia Gaza la Israel și în controlul celor de acolo. Tot ceea ce se întâmplă astăzi își are originea în războiul de șase zile. Și nu numai, conflicte au început încă din 1948 acolo. Însă acesta este un moment definitoriu pentru ceea ce se întâmplă și azi. Încă de la victoria israeliană din timpul războaielor din 48 și 56, coaliția arabă condusă de Egipt, Siria și Iordania a fost dornică să schimbe situația din regiune prin înfrângerea Israelului. Ambele părți au înțeles că acest conflict era departe de a se fi încheiat și se pregăteau pentru următoarea etapă a confruntării, Războiul din 67 a venit ca urmare a unor ani de tensiuni crescânde și de încăierări violente la graniță între arabi și izraelieni. Granița dintre Egipt și Israel era relativ liniștită, iar cel mai mare punct de focar a fost granița de nord a Israelului cu Siria, unde s-au luptat pentru un teritoriu disputat și pentru încercările Siriei de a devia râul Iordan de la rețeaua națională de apa a Israelului. Sirenii adăposteau gherile palestiniene care organizau raiduri în Israel. Puterile occidentale atunci nu aveau nicio îndoială cu privire la faptul că parte din Orientul Mijlociu era mai puternică în ajunul războiului din 67. Șeful statului major al armatei americane a precizat că Israelul va fi de necontestat din punct de vedere militar de orice combinație de state arabe, cel puțin în următorii 5 ani. Într-un raport privind armata izraeliană, în ianuarie 67, atașatul britanic al apărării de la Tel Aviv a precizat că, în ceea ce privește comanda, antrenamentul, echipamentul și serviciile, armata izraeliană este mai pregătită pentru război decât oricând înainte. Bine antrenat, dur, autonom, soldatul izraelian are un puternic spirit de luptă și ar merge de bunăvoie la război pentru a-și apăra țara. Războaiele de frontieră au alimentat tensiunea. Gherilele palestiniene au străpuns gardul de frontieră, iar Israelul le-a condamnat ca fiind teroriști. Credea că pentru a descuraja și pedepsi trebuie să riposteze dur. Siria și gherilele palestiniene pe care le sponsoriza au încercat și mai mult să-i provoace pe izraelieni, care i-au obligat răspunzând la fiecare provocare. Un raport exagerat al unei agenții de știri cita o sursă israeliană de rang înalt spunea că Israelul va întreprinde o acțiune militară limitată menită să răstoarne regimul armatei de la Damasc dacă sirienii vor continua raidurile de sabotaj în interiorul Israelului. Sursa era generalul de brigadă Yariv, șeful serviciilor de informații militare. Acesta a menționat răsturnarea regimului doar ca fiind cea mai extremă dintre o serie de posibilități, dar raportul a fost luat în serios în Siria și de asemenea în presa israeliană. Apoi o intervenție a Uniunii Sovietice a schimbat totul. Moscova a transmis un avertisment către Cairo în care se spunea că Israelul își adună trupe la granița cu Siria și că va ataca în decurs de o săptămână. După ce Uniunea Sovietică a tras focul de pornire a războiului, a fost dezbătut de atunci. Doi istorici israelieni, Susțin că URSS a instigat în mod deliberat criza. Ei spun că au vrut să blocheze planurile de înarmare nucleară ale Israelului și că sovieticii erau pregătiți să-și angajeze propriile forțe în luptă. La vreme respectivă, un oficial sovietic de nivel mediu a declarat pentru CIA că Uniunea Sovietică îi stârnea pe arabi pentru a încerca să creeze probleme pentru SUA. Vă sună cunoscut? Cu marile probleme de atunci din Vietnam, un alt război în Orientul Mijlociu ar fi fost durere de cap și mai mare. În 67, nici Israelul și nici vecinii săi arabi nu au avut nevoie de prea multe încurajări. Au plonjat direct în criza pe care o așteptau cu toții de ani de zile. Un scenariu se pare extrem de cunoscut. Interferența internațională și incapacitatea porților de a găsi o soluționare a făcut ca unul dintre cele mai emblematice conflicte ale epocii moderne, conflictul celor șase zile, să fie inevitabil. La 13 mai 67, Uniunea Sovietică a informat în mod fals Egiptul despre concentrarea a 11 brigăzi ale forțelor de apărare israeliene cu intenția de a lovi Siria. Ca răspuns, Egiptul a început să-și concentreze forțele de-a lungul graniței cu Israelul în Sinai și la 16 mai a cerut ca forțele de menținere a păcii ale ONU să părăsească acea zonă. În același timp, Israelul a refuzat cererea ONU de a desfășura forțele de partea lor de graniță, iar în următoarele câteva zile, Egiptul, Israelul, Iordania și Sudanul au început mobilizarea forțelor lor, iar Irakul a trimis forțe expediționare în Iordania, iar Arabia Saudită și-a exprimat disponibilitatea de a participa la acțiuni militare punctul de cotitură care a făcut ca acțiunea pe scară largă să fie confruntarea pe scară largă a fost decizia Egiptului de a bloca intrarea navelor israeliene în strâmtoarea Teheran pe 22 și 23 mai, la 1 iunie, Israelul a instituit un guvern de uniune care la 4 iunie a decis să intre în război. Coaliția arabă formată din Egipt, Iordania și Siria avea un avantaj față de Israel, în ceea ce privește trupele desfășurate cu 240 de mii față de 100.000 în tancuri, cu 2500 față de 800 și în avioane, cu 950 față de 300 ale Israelului. Israelul a plănuit să atace pe 5 iunie cu operațiunea Focus, care avea ca scop distrugerea forțelor aeriene egiptene. Mass media a publicat atunci rapoarte false, susținând că soldații israelieni erau în vacanță, în timp ce piloții lor efectuau ieșiri de antrenament ca de obicei. Serviciile lor de informație au contribuit la realizarea acestui antrenament cât mai realist posibil. De asemenea, au avariat antena de urmărire a ambasadei SUA pentru. Ca americanii să nu afle despre operațiune înainte de a avea loc atacul. Piloții israelieni au fost informați despre începerea operațiunii cu doar 5 ore înainte. La același timp, sistemul egiptean de apărare antiaerian a fost efectiv oprit pe 5 iunie. Aproape 200 de izraelieni au atacat 14 aerodromuri egiptene și i-au luat complet prin surprindere. 338 de avioane egiptene au fost distruse și 100 de piloți au fost uciși în decurs de 3 ore. În plus, forțele iordaniene și siriene au atacat Israelul cu represalii la ora 11 pe 5 iunie. Răspunsul forțelor israeliene a fost să le atace aerodromurile, ceea ce a dus la distrugerea tuturor celor 28 de avioane jordaniene, 53 de avioane siriene și 10 irachiene. Operațiunea Focus a fost un succes decisiv. Israelul a pierdut doar 19 avioane și în această operațiune și-a garantat dominația aeriană totală pentru restul războiului. Războiul terestru se desfășura pe trei fronturi. Frontul din Sinai, frontul iordanian și frontul sirian, pe frontul din Sinai, forțele egiptene erau formate din șapte divizii, patru blindate, două de infanterie și una de infanterie mecanizată. Egiptul avea 100.000 de, de soldați și între 900 și 950 de tancuri în Sinai, așa că Israelul a concentrat trei divizii formate din șase blindate și una de infanterie, trei brigăzi de parașutiști pentru un total de 70.000 de, de oameni și 700 de tancuri planul Israelului a fost de a-i prinde pe egipteni cu garda jos prin atacuri simultane cu lovituri aeriene și atacând prin rutele nordice și centrale ale peninsulei Sinai în loc de rutele centrale și sudice folosite în timpul războiului din Sinai. Pe 5 iunie, la ora 7.50, cea mai nordică divizie israeliană formată din trei brigăzi și comandată de generalul major Israel Tal, și-a început înaintarea spre Ariș prin Gaza cu scopul de a înconjura Can Yunis, în timp ce parașutiștilor li s-au ordonat să cucerească Rafah. Inițial, egiptenii au oferit puțină rezistență, deoarece serviciile lor de informație au concluzionat că era vorba mai degrabă de o diversiune decât un atac principal. Cu toate astea, în curând rezistența împotriva brigăzii, 60 blindate s-au intensificat. Acest lucru nu i-a oprit pe israelieni. Forțele israeliene au ajuns la juncțiunea feroviară în patru ore. Dintr-o dată, egiptenii au început să tragă dinspre balcoane și ferestre, și s-a declanșat o bătălie crâncenă pentru controlul orașului. Forțele de apărare israeliene au reușit să preia controlul total al orașului. După ce au fost trimise întăriri, cea mai nordică divizie s-a împărțit apoi în două părți. Una dintre ele a continuat înaintarea spre canalul Suez, în timp ce al doua a doua s-a întors spre sud și a capturat Bir Lafan și Jabal Libni. Mai la sud, în ziua de 6 iunie, divizia 38 blindată israeliană, de 14.000 de oameni și 150 de tancuri sub comanda generalului Major Shiran, s-a confruntat cu divizia a doua de infanterie egipteană sub comanda generalului Naguib, formată din 16.000 de soldați. Parașutiștii au aterizat în spatele pozițiilor egiptene și au semănat suficientă confuzie pentru a slăbi artileria apărării egiptene, ceea ce a deschis calea pentru izraelieni să captureze Umkhetev. S-a încheiat cu o victorie izraeliană cu 40 de tancuri egiptene și 19 tancuri izraeliene distruse. Forțele egiptene din Sinai erau încă în mare parte intacte, dar mareșalul lor a intrat în panică și a ordonat retragerea tuturor unităților din Sinai după ce a auzit despre căderea lui Abu Igele. Acest ordin nu a detaliat secvența și modul de retragere, ceea ce nu a făcut decât să diminueze capacitățile defensive ale trupelor egiptene. În zilele următoare, ce au continuat înaintarea spre vest și a provocat pierderi grele în fața egiptenilor. În ciuda unei rezistențe episodice puternice din partea egiptenilor, Bombardamentele aviației israeliene și retragerea necontrolată a Egiptului a slăbit moralul trupelor egiptene. În loc să prinde egiptenii în retragere, israelienii au decis să captureze trei trecători dinspre Sinai, spre tărâmul egiptean și să înfrunte acolo trupele. Capturarea Sinaiului a fost finalizată prin căderea orașului Sharm el-Sheikh pe 7 iunie și a orașului Ras Sudar pe 8 iunie. Pe 9 iunie, Consiliul de Securitate al ONU a obținut armistițiul între cele două părți. Israelul dorea să evite confruntarea cu Iordania și Siria înainte de a învinge Egiptul, dar ofertele de neutralitate ale Iordaniei au fost respinse, deoarece președintele egiptean Nasser l-a convins pe regele Hussein al Iordaniei că Egiptul avea un avantaj împotriva Israelului. În dimineața zilei de 5 iunie, ambele părți au început să tragă, dar Israelul a încercat o ultimă dată să evite confruntarea cu Iordania, Trecând mesajul său de solicitare a păcii prin intermediul reprezentantului ONU, regele Iordaniei a replicat că era prea târziu și forțele aeriene iordaniene erau deja pe drum. Aviația iordaniană și irachiană au început să bombardeze aviația controlată de Israel. În Ierusalimul de vest, controlat de Israel, ceea ce a provocat 16 victime militare și 20 civile, iar 900 de clădiri au fost avariate, Israelul a răspuns cu propriul atac aerian în cadrul operațiunii Focus, care a avariat militari, infrastructura aviației și a asigurat dominația aeriană israeliană. Ierusalimul de Est a fost controlat de Iordania în acel moment, iar armata iordaniană a luat poziție în reședința ONU. Mai târziu, în aceeași zi, Israelul a înconjurat Ierusalimul de Est cu Brigada Ierusalimului dinspre Sud și Brigada Harel mecanizată și Brigada 55 de parașutiști în nord. A avut loc o bătălie crâncenă pentru dealul muniților. Rezistența iordaniană a fost atât de puternică încât au pierdut toți ofițerii atacatori, cu excepția a doi dintre ei și au atins obiectivul abia după patru ore. Brigada 55 de parașutiști a înaintat apoi spre est, ajungând la muntele Scopus și învingând celelalte poziții jordaniene din jurul coloniei americane. Dominația aeriană israeliană, lipsa de comunicare a unităților siriene și tankurile prealate pentru poduri s-au numărat printre cauzele atacului nereușit al sirienilor. Acest lucru i-a determinat pe aceștia să renunțe la orice încercare de a face ofensive terestre asupra Israelului și la atacurile aeriene. Cu toate astea, în seara zilei de 5 iunie, Israelul a doborât aerodromurile siriene în cadrul operațiunii Focus, distrugând două treimi din forțele aeriene siriene, forțând restul să iasă din conflict. Conducerea israeliană nu era sigură dacă să atace Siria sau nu. Pe de altă parte, Siria folosea înălțimile Golan pentru a bombarda Israelul. Pe de altă parte, ar fi fost o bătălie literalmente dificilă împotriva unui inamic fortificat dar serviciile de informații despre pozițiile slăbite ale Siriei în general și în special în înălțimile Golan i-au determinat pe israelieni să meargă și acolo să cucerească. Luptele grele pe un teren nefavorabil au dus la numeroase pierderi de ambele părți, dar cu ajutorul avioanelor lor, Israel a capturat în cele din urmă Zora, Kala și toate cetățile. În sectorul central, batalionul 181 israelian a capturat fortărețele Dardara și Tel Helal după lupte crâncene. În seara zilei de 9 iunie, Israelul a ajuns pe platou, ceea ce a permis întăririlor să li se alăture. Până în zori, Israelul avea 8 brigăți pregătite pentru un asalt asupra celei de-a doua linii de apărare. În scurt timp a fost negociat o încetare a focului în jurul așa numitului Linii Purpurii. La 11 iunie, toate acțiunile militare au încetat până la 983 de israelieni, 15.000 de egipteni, 700 de iordanieni și 2500 de sirieni au fost uciși în acțiune. Israelul a obținut o victorie uriașă. A cucerit fâșia Gaza, peninsula Sinai, malul de vest al râului Iordan, inclusiv Ierusalimul de Est și înălțimele Golan. Un milion de arabi au fost plasați sub controlul direct al Israelului în teritoriile nou capturate. Victoria israeliană a venit ca urmare a unei conduceri militare eficiente, a unei mai bune pregătiri a trupelor și a serviciilor de informații. Ce s-a întâmplat după războiul de șase zile? Isaac Rabin a avut două mandate de prim-ministru israelian, mai întâi la mijlocul anilor 70, iar apoi între 92 și 95, iar cel de-al doilea mandat a negociat și a semnat acordurile istorice de pace de la Oslo cu palestinienii, pentru care a împărțit premiul Nobel pentru pace a fost asasinat de un evreu israelian ultranaționalist la Tel Aviv în 95. Regele Husein al Iordaniei a ordonat expulzarea forțelor din Iordania, OEP, din 70 și a respins apelurile Egiptului și Siriei de a se alătura războiului împotriva Israelului în 73. După ani de discuții secrete, Iordania a semnat un tratat de pace cu Israelul în 94. Regele Husein a murit în 99. Hafez al-Assad a preluat puterea printr-o lovitură de stat în 70 a fost ales președinte al Siriei în urma unui referendum un an mai târziu. A condus țara până la moartea sa în 2000. Relațiile cu Israelul au rămas ostile, a existat o încercare nereușită de a recupera înălțimile Golan în războiul din Orientul Mijlociu din 73, iar Assad a continuat să refuze orice acord de pace care nu includea returnarea teritoriului sirian. Gamal Abdel Nasser a murit în urma unui atac de cord în 70, iar succesorul său, Sadat, a căutat în cele din urmă pacea cu Israelul, semnând un tratat istoric în 79. Acesta a fost asasinat de un ofițer egiptean în 81. Războiul din 67 a transformat Israelul într-un ocupant, motiv pentru care contează mai mult decât orice altceva. Experiența a fost un dezastru pentru israelieni și palestinieni, iar Israelul a construit așezări pentru evrei sfidând dreptul internațional care spune că ocupanții nu-și pot stabili populația pe terenurile pe care le capturează. Israelul însă vede lucrurile altfel. Abba Eban a prezis că palestinienii nu-și vor pierde gustul pentru steaguri, onoare, mândrie și independență, iar ocupația militară este prin definiție opresivă. Ocupația a creat o cultură a violenței care ieftinește viața și brutalizează oamenii care impun ocupația și pe cei care luptă împotriva ei. Țara sfântă, cu Ierusalimul în centrul ei, e un loc în care se întâlnesc marile plăci tectonice ale religiei, culturii și naționalismului. Asta vedem și azi: liniile de falie care se întind între ele nu sunt niciodată liniștite, ci sunt totdeauna periculoase. Ignorarea moștenirii din războiul de șase zile din 67 nu este o opțiune. Hamas desfășoară cea mai mare ofensivă împotriva Israelului din ultimele decenii. Astăzi asistăm la acest fapt. Mii de luptători palestinieni au trecut în Israel din Gaza pe uscat, pe mare și pe calea aerului. Se pare că se pregătesc de acest atac de peste 2 ani de zile. Luptele au loc pe străzile orașelor israeliene. Peste 4.000 de rachete au fost lansate din Gaza în Israel. Numărul morților și al răniților se numără cu miile deja. Ce se întâmplă de fapt în Gaza și în Israel? De ce s-a întâmplat acest lucru? Și care sunt cele mai probabile repercursiuni geopolitice ale acestui eveniment? Într-un discurs adresat națiunii, premierul Netanyahu a declarat Că Hamas a început un război crud și rău. Vom câștiga acest război, dar prețul va fi greu de plătit, a spus el. Ceea ce s-a întâmplat astăzi nu a mai fost văzut niciodată în Israel. Netanyahu a avertizat de asemenea că va fi un război lung și dificil. Dar ce s-a întâmplat de fapt? Pe 7 octombrie, sâmbătă, în jurul orei locale 5.30, Hamas a lansat cea mai mare operațiune militară ofensivă împotriva statului Israel din ultimele decenii. Mii de rachete au fost lansate din fâșia Gaza, aproximativ 4500 după numărătoarea de luni dimineață. În același timp, gherilele palestiniene s-au infiltrat pe teritoriul israelian și au lansat atacuri asupra israelienilor, așezările israeliene de la granița cu Gaza. Armata israeliană a venit în apărarea acestora. Au fost raportate lupte în mai multe locuri, inclusiv baza militară Reim și Ofkaim. În același timp, un atac masiv cu rachete era în curs de desfășurare asupra principalelor orașe ale Israelului. Ierusalim, Tel Aviv, Ashdod sau Ashkelon. La 48 de ore de la începerea ofensivei Hamas, luptele au continuat în interiorul teritoriului israelian, care presalii Tel Aviv a lansat o campanie aeriană împotriva unor ținte din fâșia Gaza. Duminica, Israelul a declarat în mod oficial război, dând undă verde pentru o acțiune militară semnificativă, cu represalii la atacul surpriză. La mai mult de 48 de ore după ce Hamas a lansat o invazie fără precedent în Gaza, forțele israeliene au continuat să lupte cu militanții ascunși în mai multe locații. Cu toate astea cele mai recente rapoarte afirmă că a fost restabilit controlul asupra acestor locații, dar teroriștii ar putea fi încă în zona de luptă. Forțele de apărare israeliene au raportat că au adunat 100.000 de soldați israelieni în sudul țării pentru a împiedica Hamas să pornească războiul. De asemenea, au fost chemați 300.000 de rezerviști în Israel. Potrivit oficialilor americani, mare operațiune din Gaza ar trebui să înceapă în următoarele 48 de ore. Potrivit rapoartelor, cel puțin 700 de persoane au fost ucise în Israel și peste 490 în Gaza. Cel mai mare număr de victime a rezultat în urma unui atac al Hamas asupra participanților la festivalul de muzică de lângă Kibbutz Reim. Rapoartele estimează că numărul se ridică la 260 de victime. Atacul asupra civililor nenarmați Poartă toate semnalele unui atac terorist care vizează uciderea în masă a participanților la festival, a devenit rapid clar că amploarea atacului asupra Israelului a fost fără precedent, deoarece a fost și numărul victimelor. Ambasadorul Israelului la ONU a numit atacul drept un 11 septembrie al Israelului, în care știm clar că 3.000 de oameni au fost uciși. Totuși, comparând mărimea celor două țări, cei 700 de izraelieni uciși ar fi echivalenți cu moartea cu aproape 25.000 de americani. Trimisul special al SUA pentru antisemitism, Lipstadt, a declarat că a fost cel mai mortal atac asupra evreilor din al doilea război mondial încoace. De asemenea, e important să menționăm civilii, soldații și ofițerii izraelieni răpiți de către Hamas. Potrivit unor surse palestiniene, numărul prizonierilor izraelieni a crescut la peste 70. Data atacului nu a fost o coincidență. Atacul de sâmbătă a avut loc la 50 de ani de la așa numitul război din 73, Iom Kippur. Când vecinii arabei Israelului au lansat un atac surpriză asupra Israelului la 6 octombrie 73, în Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc. Așadar, de ce a lansat Hamas un atac masiv asupra Israelului? liderul aripii militare a Hamas, a declarat că atacul de sâmbătă a fost un răspuns la blocada de 16 ani din Gaza, la atacurile aeriene israeliene asupra orașelor din Cisjordania din ultimul an, la violențele la Al-Aqsa, precum și atacurile tot mai numeroase ale coloniștilor asupra palestinienilor și creșterea numărului de colonii israeliene în zonele palestiniene. Într-un mesaj înregistrat se spune că Destul este destul. Hamas e o organizație islamistă cu o aripă militară care a fost formată în 87 din gruparea musulmană, frăția musulmană, un grup islamist sunit fondat în Egipt la sfârșitul anilor 20. Cuvântul Hamas însuși e un cuvânt arab pentru mișcarea de rezistență islamică. Grupul, la fel ca majoritatea facțiunilor și partidelor politice palestiniene, susțin că Israelul e o putere ocupantă și că încearcă să elibereze teritoriile palestiniene. Consideră Israelul ca fiind un stat ilegitim acolo. Dar care este ținta Hamas în actuala sa ofensivă? Facțiunile armate palestiniene intenționează să extindă bătălia în curs de desfășurare în Gaza și să pătrundă în Cisjordania și Ierusalim. Bătălia s-a mutat, deci, în inima entității sioniste, dar diferența de potențial pedepsește prudența față de astfel de declarații. Mult mai probabilă este expulzarea palestinienilor din teritoriile controlate de Israel. Războiul se va muta în Fâșia Gaza cât de curând, unde se va desfășura o operațiune sângeroasă pentru a eradica complet Hamas, ucigând sau capturând toți membrii săi și dezmembrând toate concentrările sale de comandă și de depozitare a armelor. Ministrul izraelian al Apărării a declarat. Că în timp ce Israelul va recâștiga probabil rapid controlul asupra așezărilor, opinia publică din Israel este unanimă cu operațiunea Hamas. E o omilință și cea mai mare demonstrație de slăbiciune a serviciilor de informații Mossad și a forțelor armate israeliene în general din ultimele decenii. Un fost consilier adjunct pentru Securitate Națională a Israelului spune fără menajamente că, Freilich, vede sursa războiului actual în politicile de dezbinare ale premierului Netanyahu, care de ani de zile a subminat legitimitatea autorității palestiniene într-un efort de a demonstra o lipsă de parteneri de negociere și prin urmare o lipsă de dorință de a face pace. Autorul subliniază de asemenea un eșec fundamental de leadership în care Netanyahu, pentru a rămâne în putere, a fost dispus să formeze un grup și un guvern extrem de radical, permițând accesul la puterea unor oameni care doar au escaladat conflictul și a permis hărțuirea arabilor din Cisjordania. Ne referim la radical precum ministrul securității interne, ministrul de finanțe și șef al administrației civile din zona ocupantă Cisjordania. Netanyahu a pus în aplicare de asemenea o reformă judiciară care a divizat și sfâșiat Israelul, societatea israeliană și potrivit lui a slăbit grav armata israeliană. Totul, în opinia analiștilor izraelieni, a dus la un concept strategic fundamental eronat în care Israelul a fost cel care a subestimat inamicul. Am ajuns să credem că suntem atât de puternici încât am putut face față doar amenințării Hamas prin intermediul apărării statice. Hamas a fost descurajat și s-a concentrat pe guvernare și pe traiul condițiilor din Gaza și această situație ar putea fi perpetuată la nesfârșit. Dar cum se integrează războiul Israelului cu Hamas în puzzle-ul regional mai larg? Trebuie amintit faptul că, timp de decenii, principalii susținători ai statului palestinian au fost statele arabe, care s-au opus acțiunilor Israelului din cauza legăturilor lor islamice. Cu toate astea, în ultimii ani a avut loc o încălzire treptată a relațiilor dintre statele arabe și Israelul. Acesta a fost rezultatul unei acțiuni tot mai agresive a comunității inamice al ambelor părți Iranul. Acest lucru a culminat cu semnarea de către Israel a acordurilor avramice, Emiratele Arabe Unite, Maroc și Bahrein cu perspectiva semnării de către Arabia Saudită a acordului. Aceasta ar fi avut o veste foarte proastă atât pentru Iran, cât și pentru Palestina, care într-o astfel de situație ar fi fost cel mai probabil sacrificate pe altarul acordului. Scopul ofensivei Hamas Contrar celor afirmate de liderii săi, este cel mai probabil diferit și anume de a introduce o barieră în îmbunătățirea relațiilor arabo-israeliene și de a reaminti arabilor țărilor arabe și lumii problema încă nerezolvată a independenței palestiniene. Și asta este ceea ce Hamas pare să fi reușit, chiar dacă pe termen scurt, toate capitalele arabe au emis declarații cerând inițial încetarea luptelor și a încetării focului, dar mai târziu, în declarația acestea dau vina pe Israel și cer încetarea atacurilor și provocărilor care îi vizează pe palestinieni. Secretarul General al Cooperării din Golf, Consiliului de Securitate, a făcut apel la o încetare imediată a focului pentru a proteja civilii nevinovați. Anunțuri similare au fost făcute printre alții de Arabia Saudită, Egipt și Qatar. În Liga Arabă, pe de altă parte, membrii acordurilor Avramice, Emiratele Arabe Unite și Marocul, precum și Bahreinul și Turcia, s-au abținut să arate cu degetul direct spre Israel. Pe scurt, atacul a îngreunat o arabi să uite Palestina. Iranul, principalul aliat al Hamas, a negat implicarea în război. Cu toate astea, nu există nicio îndoială că a fost cu siguranță la curent cu operațiunea și este posibil să fi fost implicat în planificarea acesteia. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul, Ali Khamenei și-a exprimat sprijinul pentru Hamas și a declarat că atacurile au fost o apărare legitimă și necesară împotriva agresiunii israeliene. De asemenea, el a declarat că Iranul va continua să sprijine Hamas și alte grupări palestiniene până la eliberarea Palestinei și a Ierusalimului. Rusia e invariabil menționată ca fiind unul dintre actorii în conflict. Propagandiștii de la Kremlin au profitat rapid de ocazia de a amesteca ofensiva palestiniană cu războiul din Ucraina trebuie amintit faptul că Kremlinul cel mai mult probabil că întreține relații cu Hamas, iar în luna martie Hamas ar fi trimis o delegație la nivel înalt, delegație în Rusia, a purtat discuții cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, avertizând Kremlinul că răbdarea grupului cu Israelul se epuizează. Oficial de rang înalt, ai Hamas ar fi vizitat de asemenea Rusia în mai și septembrie 2022. Occidentul, pe de altă parte, a fost de partea Israelului. UE, în cuvintele lui Ursula von der Leyen, a condamnat acțiunile Hamas și și-a exprimat sprijinul pentru Israel și dreptul său de a se apăra, iar Statele Unite și Joe Biden au făcut declarații similare. Președintele american a făcut apel la încetarea ostilităților, dar a anunțat de asemenea furnizarea de ajutor umanitar pentru palestinienii din Gaza, care, citez, suferă ca urmare a acestor atacuri. Washington a trimis de asemenea un grup de atac cu portavioane în Mediterană în apropierea luptelor și Ia în considerare o finanțare suplimentară pentru Israel. Așadar, care e cel mai probabil scenariu pe termen scurt și mediu? În timp ce pentru țările arabe ofensiva Hamas este o amintire momentană a căutării independenței palestiniene, amenințarea din partea Iranului rămâne principalul factor determinant al politicii regionale. Pe de altă parte, Israelul are acum motive să lanseze o ofensivă de amploare, operațiune de amploare împotriva Hamas și în Gaza. E probabil ca Israelul să oprească rapid ofensiva Hamas, iar luptele se vor muta în Gaza. Mulți civili vor plăti cu viața, iar organizația va fi, dacă nu complet distrusă, cel puțin puternic slăbită ca urmare a războiului. Aceasta este așteptarea publicului israelian, iar întrebarea cheie este ce se va întâmpla cu Gaza după aceea. Israelul nu dorește să reocupe fâșia și nici să-și își asume cele 2 milioane de locuitori. În teorie, scopul ar trebui să fie restabilirea controlului autorității palestiniene asupra Gaza și să se lucreze la un proces de pace pe termen lung. Dar va fi acest lucru vreodată acceptabil pentru palestinieni fără independența palestiniană? Viața în fâșia Gaza e una foarte dură în raport cu timpul pe care îl trăim. Pentru cea mai mare parte a locuitorilor din Gaza, atât intrarea cât și ieșirea din țară sunt misiuni aproape imposibile. Dar nici Israelul, nici Hamas, și nici chiar interdicția de a ieși din țară nu îi enervează pe palestinienii din Gaza, cum o face lipsa curentului electric. Doar 8 ore de curent pe zi, 4 dimineața, 4 seara. Atât curent furnizează autoritatea palestiniană, care guvernează și în Cisjordania. Un tânăr inginer declara următoarele: Condițiile de viață din Gaza sunt îngrozitoare, suntem sub asediu. Avem electricitate doar 8 ore pe zi și nu putem construi nimic așa. De asemenea, nu există materiale de construcție aici. Agricultura a fost și ea diminuată masiv. Suntem deprimați. E pentru prima dată când simt că viața, mai ales aici, nu mai merită trăită. Fâșia Gaza are aproximativ 2 milioane de oameni. Gaza având 41 de kilometri lungime și 10 kilometri lățime. O mică enclavă, mărginită de Marea Mediterană, Israel și Egipt. Tensiunile dintre Gaza și Israel au devenit recent cele mai grave violențe de câțiva ani și au determinat ONU să avertizeze despre un posibil război pe scară largă. Ocupată inițial de Egipt, Gaza a fost capturată de Israel în timpul războiului din Orientul Mijlociu din 1967. Israelul și-a retras apoi trupele și aproximativ 7000 de coloniști în 2005. Acesta se află sub controlul grupului islamist militant Hamas, care a expulzat forțele loiale autorității palestiniene, care guvernau atunci, după o ruptură violentă în 2007. De atunci, Israelul și Egiptul au restricționat circulația mărfurilor și a persoanelor în și în exterior, în ceea ce spun că sunt măsuri de securitate împotriva militanților. Hamas și Israel au purtat un scurt conflict în 2014, iar în 2021 au izbucnit din nou ostilitățile dintre cele două părți. Luptele din Gaza au început după săptămâni de tensiune israeliano palestiniană în Ierusalimul de Est, ocupat care au culminat cu ciocniri între un loc sfânt venerat atât de musulmani cât și de evrei. Pe 10 mai Hamas a început să tragă rachete după ce a avertizat Israelul să se retragă de pe sit, declanșând atacuri aeriene de represalii. Schimburile s-au intensificat apoi și ostilitățile au crescut rapid în cea mai gravă violență dintre Israel și Gaza din 2014 încoace. 80%, potrivit ONU, din populația din Gaza depinde de ajutorul internațional, iar aproximativ un milion de oameni se bazează pe ajutorul alimentar zilnic. Blocada impusă de Israel a afectat grav mișcările de intrare și ieșire din fâșie și capacitatea de a face comerț. Lucru elementar pentru a încerca să ocolească blocada Hamas a construit o rețea de tuneluri pe care le folosește pentru a aduce mărfurile în Fâșie și de asemenea ca centru de comandă subteran. Israelul spune că tunelurile sunt folosite și de militanți pentru a se deplasa în afara vederii și că sunt vizați de atacuri aeriene. Fâșia Gaza are una din cele mai mari densități de populație din lume. Potrivit ONU, aproape 600.000 de, de refugiați din Gaza locuiesc în 8 tabere aglomerate. În medie, există mai mult de 5700 de oameni pe kilometru pătrat, foarte similar cu densitatea populației din Londra, dar această cifră crește la peste 9000 în orașul Gaza. Sistemul de sănătate publică din Gaza se află într-o stare precară din diverse motive. Blocajul Israelului și Egiptului, cheltuielile cu sănătatea și conflictul politic intern probabil că sunt de vină. ONU ajută prin administrarea a 22 instituții medicale, dar un număr de spitale și clinici au fost deteriorate sau distruse în conflictele anterioare. Mai mult de un milion de oameni din Gaza au lipsuri alimentare moderate până la severe, potrivit ONU, în ciuda faptului că mulți au primit o formă de ajutor alimentar. Au fost deschise puncte de trecere a frontierei pentru a permite trecerea convoielor de ajutor, dar bombardamentele au cauzat unele perturbări. Restricțiile israeliene la accesul terenurilor agricole și la pescuit au redus cantitatea de alimente pe care locuitorii fâșiei le pot produce singuri. Israelul impune o limită de pescuit, ceea ce înseamnă că oamenii din fâșie pot pescui numai la o anumită distanță de țărm. ONU spune că dacă limita ar fi ridicată, pescuitul ar putea oferi locuri de muncă și o sursă ieftină de proteine pentru oamenii din Gaza. După ultima creștere a violenței, Israelul a interzis temporar orice pescuit. Din fâșia Gaza. De-a lungul anilor a stabilit limite diferite pentru zona de pescuit, perturbând mijloacele de trai ale aproximativ 5.000 de pescari și lucrători conexi. Majoritatea oamenilor din Gaza suferă de un deficit de apă. Apa de la robinet e sărată și poluată și nu e potrivită pentru băut. În timp ce majoritatea gospodăriilor din Gaza se află într-o rețea de apă conductată, familiile au primit apă doar 6-8 ore la fiecare 4 zile în 2017, din cauza insuficienței energiei electrice. Acest lucru a fost redus și mai mult în ultimele atacuri. ONU a stabilit cerință minimă pentru necesitățile zilnice de apă la 100 de litri pe cap de locuitor, pentru a acoperi spălarea, gătitul și băutul apei. În Gaza, consumul mediu e de 88 de litri. Canalizarea este o altă problemă pentru locuitorii din fâșia Gaza. 78% din gospodării sunt conectate la rețelele publice de canalizare. Stațiile de epurare sunt supraîncărcate. Mai mult de 100 de milioane de litri de canalizare parțială, tratată și brută, e pompată zilnic în Marea Mediterană. O nouă stație de tratare a apelor... A început să funcționeze în 2021 pentru a ajuta la rezolvarea problemei. Mulți copii frecventează școli conduse de ONU, și multe dintre ele acționează ca locuri de adăpost pentru persoanele care au fugit din ultimele bombardamente. Potrivit Agenției Palestiniene pentru Refugiați, 64% din cele 270 de școli au un sistem de dublă schimbare, cu o școală de elevi doar dimineața și o alta după amiază. O clasă medie are undeva la 41 de elevi. Rata de alfabetizare pentru cei cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani e de 98%, crescând în ultimii ani. Doar 66% dintre elevi rămân pentru a finaliza studiile. Șomajul, din păcate, este ridicat în rândul tinerilor. Gaza are una din cele mai tinere populații din lume, cu aproape 65% populație sub 25 de ani. Din afară, probabil, e foarte greu să ne imaginăm cum e viața de zi cu zi de acolo. Pe stradă e beznă totală după lăsarea întunericului, iar aici colo câte un magazin mai chivernisit își permite să ardă motorină ca să țină o vitrină luminoasă la stradă. Nu ai unde să-ți pierzi vremea prin orașele din fâșia Gaza, după lăsarea întunericului. Poți să intri într-o cafenea, dar alcoolul, de exemplu, e interzis complet acolo. contextul larg cu Iranul și relațiile lui în conflictul dintre Palestina și Israel e simplu. Privind macro problema, Rusia a creat acest ghimpe numit Iran, Hamas și Hezbollah. Putin crede că așa poate forța America să-i cedeze Ucraina. Aducerea Iranului într-o analiză a conflictului dintre Israel și a Palestinei e luată în deridere de mulți. Sentimentul e de înțeles. Unii experți menționează Iranul în primul rând pentru a-și conduce propriile agende, iar conflictul israeliano-palestinian nu e în primul rând despre Iran. Acesta și are rădăcinile în ocupația de zeci de ani a teritoriilor palestiniene de către Israel, în asediul brutal al fâșiei Gaza și privarea de demnitate a milioane de palestinieni aflați sub dominația sa. Cu toate acestea, Iranul s-a amestecat suficient de mult în politica internă arabă încât nicio analiză adecvată nu poate ignora rolul său. Hamas a primit ocazional ceva bani și sprijin politic din partea unor țări precum Turcia și Qatar, dar Turcia are relații de securitate extinse cu Israelul, iar Qatar a acționat anterior ca mediator cu Israelul și susține oficial soluția celor două state. Doar un singur stat din lume nu se limitează la a da bani Hamas ci acordă și un sprijin militar și politic semnificativ. E de asemenea singurul stat din lume care încă promite să lupte împotriva Israelului până la distrugerea totală. Republica Islamică Iran. Mai important decât sprijinul material, Teheranul oferă Hamas calitatea de membru al unui club anti-Israel, cu forțe dispuse în întreaga regiune. Axa rezistenței numără membrii din Yemen, Hezbollah din Liban, și diverse miliții irachiene și siriene. După cum au subliniat și alții, în armarea acestor forțe de către Teheran cu tehnologia sa avansată de rachete a schimbat față războiului în regiune. Corpul gardienilor Revoluției Islamice, miliția care deține acum o mare parte din puterea economică și politică din Iran, coordonează toate aceste forțe prin intermediul aripii sale de operațiuni externe, forța Quds a cărei amprentă se extinde în întreaga regiune și în locuri atât de îndepărtate precum Paraguay și Republica Centrafricană. Înseamnă toate acestea că Iranul a participat direct la planificarea atacurilor din 7 octombrie spre Israel. Un oficial al Casei Albei a concluzionat că este prea devreme pentru a face astfel de afirmații, dar membrii de rang înalt ai Hamas și Hezbollah au sugerat că oficialei IRGC au dat un de verde pentru un asalt în cadrul unei întâlniri la Beirut luna trecută. Operațiunea, indiferent de detaliile sale, trebuie să fi necesitat luni de pregătire, iar Hamas nu ar fi surprins pur și simplu Teheranul cu ceva de o asemenea amploare aproape sigur. Oarecare coordonare pare a fi minimul necesar. Dintre analiștii care spun acest lucru, nu toți sunt obișnuiți șoim iranieni. Un corespondent libanez al Al Jazeera, expert în alianțele regionale, și care a lucrat pentru canalul al Maidin, favorabil Hezbollah, a declarat că atacurile au fost probabil o decizie a Axei. Regimul iranian și-a arătat sprijinul hotărât pentru atacuri. Acesta a organizat festivități cu focuri de artificii în piața Palestinei din Teheran. Membrii Parlamentului au strigat moartea Israelului, iar un consilier de top al liderului suprem, a vorbit în termeni clari. Susținem această operațiune, îi felicităm pe luptătorii palestinieni pentru ea și suntem siguri că și axa rezistenței o va susține. Un alt consilier de rang înalt al lui Kamedei, și fost ministru de externe pentru o lungă perioadă de timp și-a acordat de asemenea sprijinul scriindu le liderilor Hamas și jihadului islamic palestinian. Această operațiune victorioasă va facilita și accelera cu siguranță prăbușirea regimului sionist. Între timp, în mijloacele de comunicare ale IRGC sunt ocupate cu publicarea de afișe, unele în ebraică, care. Branduiesc mesaje, precum v-am spus, să vă vindeți casele în regimul sionist înainte de a fi prea târziu și caricaturi antisemite care înfățișează pe evrei israelieni fugind din țară. Hezbollahul libanez, bijuteria de coroană a axei iraniene, a susținut cu tărie atacurile Hamas și a făcut schimb de focuri cu Israel în nord, dar în mod crucial atacurile Hezbollah s-au limitat până acum la fermele Sheba, o mică fâșie de pământ pe care Libanul o consideră teritoriu propriu și nu din Israelul propriu zis. După ce a fost la un în paze de distrugere totală după războiul din 2006 cu Israelul, Hezbollah știe că un conflict total ar putea fi sinucigaș. Unul din motivele pentru care atacurile sunt surprinzătoare pentru atât de mulți este faptul că timp de luni de zile tendința în Orientul Mijlociu a fost de reconciliere diplomatică și de aplanarea disensiunilor. În ciuda bilanțului sau criminal, regimul sirian a fost readmis în Liga Arabă, Turcia a avut o apropiere de Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Egipt, iar Iranul a restabilit legăturile diplomatice cu Arabia Saudită. Iranul e cheia. În discursul său anual privind Unitatea Islamică din această săptămână cu ocazia zilei de naștere a profetului Mahomed, Camenei și-a exprimat sprijinul pentru această tendință de reconciliere dacă Iranul și țări precum Arabia Saudită, Egiptul și Iordania adoptă o poziție comună în privința unor chestiuni fundamentale. Puterile opresive nu vor putea interveni în afacerile lor interne sau în politica externă. Cele trei țări numite de Khamenei sunt toate aliați cu SUA, care nu sunt de obicei în relații bune cu Iranul. Cairo nu are le legături diplomatice cu Teheranul, iar cele dintre Iran și Iordania sunt foarte limitate. Ambele au relații cu Israelul de zeci de ani, deoarece au fost primele țări arabe care au recunoscut statul evreu. Dar în același discurs, Khamenei nu a lăsat nicio îndoială cu privire la poziția Teheranului față de Israel. Liderul suprem a afirmat că regimul sionist este plin de ură față de toți vecinii săi și că urmărește obiectivul de a domina regiunea de la Nil la Eufrat. El a continuat prin a promite că regimul sionist este pe moarte și a avertizat țările care încearcă să normalizeze legăturile cu Israelul că fac o greșeală, pariază pe calul pierzător. Israelul a spus el. Va fi dezrădăcinat și distrus de poporul palestinian și de forțele de rezistență din regiune. La scurt timp după atacul din 7 octombrie, liderii palestinieni, inclusiv Ismail Hania, de la Hamas, au emis mesaje explicite către țările arabe care doresc o normalizare cu Israelul, avertizându-le pe un ton izbitor de asemănător. Arabia Saudită ar putea părea că este receptivă la aceste mesaje. Declarația Ministerului său de externe în urma atacurilor a evitat cu grijă să condamne Hamas și, în schimb, le-a reamintit izraelienilor avertismentele repetate privind pericolele exploziei situației ca urmare a continuării ocupației și a privării poporului palestinian de drepturile sale legitime, precum și a repetării provocărilor seismice împotriva sfințenii sale. Dar Iadul nu a avut aproape deloc nevoie de Iran pentru a determina această poziție, care a fost poziția istorică a Arabiei Saudite și pe care nu a spus niciodată că o va schimba, nici o recunoaștere Israelului atâta timp cât palestinienii rămân apatrizi. Aici se află adevărata dilemă pentru guvernul israelian. Iluzia de zeci de ani că Israelul ar putea ignora gestiunea micșora sau pur și simplu uita conflictul cu vecinii săi palestinieni a fost o greșeală costisitoare. Netanyahu și-a imaginat că poate susține ocuparea Cisjordaniei fără a împiedica succesul diplomatic și economic continu al țării, dar așa cum au avertizat de mult timp, Alți israelieni acesta a fost o bulă care în cele din urmă avea să se spargă. Regimul iranian îi înarmează pe palestinieni și îi conduce spre propria agendă criminală față de israelieni. dar subjugarea continuă a palestinienilor de către Israel este ceea ce permite în primul rând existența unei astfel de răni înăbușitoare, oferind Teheranului o problemă ușor de exploatat. Alierea cu Teheranul, executarea ordinelor acesteia și aducerea terorii asupra civililor izraeliene vinovați nu va aduce palestinienilor niciun rezultat pozitiv. 7 milioane de evrei, izraelieni și statul Israel nu pleacă nicăieri și atât timp cât palestinienii nu caută o strategie bazată pe coexistență nu vor găsi nicio cale de urmat. Am mai fost aici în timpul celei de-a doua intifade din 2005, uciderea civililor izraelieni de către Hamas și alte facțiuni palestiniene nu au făcut decât să slăbească tabora pro -pacea din Israel și să pregătească terenul pentru ascensiunea extremei drepte. Un rezultat similar azi nu va fi în interesul niciunei societăți și nici nu va ajuta poporul iranian, dintre care mulți și-au manifestat de mult timp opoziția față de obsesia anti a regimului, iar unii dintre ei protestează deja împotriva sprijinului acordat de regim atacurilor palestiniene. Aceștia nu au niciun în interes într-un conflict cu Israel. În timp ce se grăbea sâmbătă spre frontul de nord, un ofițer superior în rezervă al forțelor de apărare ale Israelului a declarat pentru Hareț Am trăit ani de zile într-o realitate imaginară. Vorbea despre eșecurile serviciilor de informații israeliene, dar o realitate la fel de imaginară este aceea că israelienii pot avea o viață normală atât timp cât milioane de palestinieni. Atâta timp cât milioane de palestinieni nu o au. Nu putem decât să sperăm că actorii responsabili din regiune și din afara ei pot determina o încetare a focului înainte ca conflagrația să ia amploare. Dar pe termen lung, contracararea agendei criminale a Teheranului din Iran va necesita o soluție durabilă la conflictul israeliano-palestinian. Observatorii internaționali subliniază că în prezent nu există dovezi că atacul de sâmbătă a fost planificat cu ajutorul Ministerului Iranian al Apărării, dar nimeni nu are nicio îndoială că în spatele agresiunii se află sprijinul politic, militar și tehnologic de zeci de ani al Ayatollahilor. Ar fi suficient videoclipul cu o dronă care lovește un tank israelian, o imagine nemai văzută până acum care ne explică proviziile și antrenamentele Iranului. Unii comandanți iranieni și-au justificat sprijinul pentru operațiunile din Gaza cu apărarea moscheii Templului Muntelui, în centrul ciognirilor care nu s-au încheiat niciodată cu forțele de securitate israeliene. Problema politică substanțială este că mereu procesul de apropiere dintre Israel și țările din Golf, care o implica recent Arabia Saudită, era acum finalizată sub auspiciile Statelor Unite. În 79 a revenit mai întâi Egiptului să normalizeze relațiile în 94 Iordaniei, apoi în 2020 Emiratele Arabe Unite și Bahreinul au semnat acordurile Abraham cu Israelul, dorite de Donald Trump, care revoluționase politica SUA în Orientul Mijlociu. În septembrie, ministrul turismului a fost primul membru al guvernului israelian care a vizitat Arabia Saudită mergând la o conferință la Riyadh. Ambasadorul saudit la Amman a fost în schimb primul din executivul său care a vizitat Cisjordania ocupată de Israel în războiul din 67. Și acum, saudiții susțin că nu vor recunoaște sau nu vor stabili relații până când Israelul nu va susține crearea unui stat palestinian. Totuși, Mohamed bin Salman, prințul regent saudit, într-un interviu acordat Fox News luna trecută, a definit pentru prima dată perspectiva unei normalizări a relațiilor cu Israelul, un scenariu inacceptabil și periculos pentru Ayatollah, care nu s-ar mai găsi doar în fața Israelului în pace cu Egiptul și Iordania, ci capabil să dialogheze, să facă afaceri și să conviețuiască cu Arabia Saudită și alte țări din Golf, hotărât să încredințeze propria securitate scutului american. Poate că războiul Hamas, care în anumite privințe poate părea sinucigaș, având în vedere reacția previzibilă a Israelului, și-a avut deja efectul politic o relansare a cauzei palestiniene în lumea arabă și o modalitate eficientă de a împiedica dialogul dintre Bin Salman și Netanyahu. Pe fundal există și războiul din Ucraina, Iranul fiind de partea Rusiei și în ceea ce privește proviziile militare. Iranul a oferit orice fel de sprijin Hamas și lucrează cu Hezbollah, explică un expert israelian în Iran. Ce e foarte interesant în acest context este relația Rusia-Iran. Rusia apelând la Iran pentru ajutor militar vara trecută după ce a înregistrat mai multe eșecuri pe frontul ucrainean în contextul în care armata Kievului primise muniții și arme de la SUA și aliaților. Iranul a furnizat inițial Rusiei sute de drone încărcate cu explozibili pe care Moscova le-a folosit pentru a ataca ținte civile și militare ucrainene. Pe lângă drone, Teheranul a fost de acord să furnizeze Rusiei peste 300.000 de, obuze de artilerie care au jucat un rol cheie în conflictul din estul Ucrainei. În ultimele săptămâni, o echipă de iranieni a vizitat o fabrică din estul Rusiei care produce avioane de luptă avansate. Sursele au explicat că aceasta ar putea fi un semn că se pregătește un acord între Moscova și Teheran pe această temă. De data aceasta însă Rusia folosește Iranul și armatele sale ca un cal troian în Israel pentru a pune pe butuci apărarea americană, pentru că America va fi obligată să intervină acolo și va scădea foarte mult lupa de pe Ucraina. Exact ceea ce își dorește Rusia. Perspectiva regională asupra Iranului e determinată de experiența liderilor cu Republica Islamică. Pentru ei, întrebarea centrală în cazul Iranului, așa cum a spus și Kissinger, este dacă e o țară sau o cauză. Cauza pentru aceasta din urmă e puternic și adânc înrădăcinată. Iranul revoluționar folosește retorica islamică și ită și anticolonialistă pentru a justifica o agendă naționalistă expansionistă. La scurt timp după Revoluția Iraniană, execuția a mii de opozanți real sau închipuiți regimului sprijinul acordat grupurilor din întreaga regiune, amenințările necruzătoare la adresa existenței Israelului, contraofensiva periculoasă în Irak în anii 80, atacul asupra SUA în Liban și zboiul petrolier cu America, toate acestea au evidențiat natura și Amenințarea Iranului ca țară. În 2005, dezvoltarea de către Iran a unui program de arme nucleare a devenit evidentă. Aceasta a fost văzută mai întâi ca încă un instrument, deși deosebit de periculos, în cutia Iranului în politica de putere. Astfel, administrațiile Obama și Bush. Au declarat că SUA vor folosi forța pentru a împiedica Iranul să dezvolte o armă, o amenințare care nu a fost lansată împotriva Africii de Sud, Libiei, Indiei sau Pakistanului, fiecare din acestea dezvoltând la fiecare moment o anumită capacitate nucleară. Văzut de Occident ca o cauză periculoasă, Iranul a fost tratat ca un agresor inerent. Administrația Obama era îngrijorată pe bună dreptate că dacă programul nuclear iranian nu va putea fi oprit pe cale diplomatică, acesta va declanșa un conflict mai amplu, fie pentru că Israelul, care se simte amenințat din punct de vedere existențial, fie pentru că SUA, cunoscând pericolul unei curse în armării nucleare în Orientul Mijlociu, vor acționa. Urmărirea diplomației ca mijloc de a modifica comportamentul iranului a fost din mai multe motive, nu doar calea logică, ci și cea necesară din punct de vedere politic. În mod inevitabil, aceasta a implicat faptul că Iranul nu mai era acum o cauză, ci o țară ale cărei ambiții nucleare și nu numai, poate prin extensie, amenințări regionale puteau fi îmblânzite prin diplomație tradițională. În timpul administrației Trump, Washingtonul a folosit mijloace diferite în diferitele țări din Orientul Mijlociu, dar în general a aplicat presiuni militare, economice și diplomatice pentru a împiedica avansarea Iranului. Acțiunile sale au fost susținute de o coaliție regională care în cele din urmă s-a reunit în acordurile Abraham, plecând de la aceste acorduri are sens nu numai în ceea ce privește utilizarea apropierii arabe de Israel pentru a determina Israelul să facă pași spre pace cu palestinienii, și, și în ceea ce privește consolidarea coaliției care se opune Iranului. Iranul și palestinienii au de pierdut în acordurile Abraham. Pentru a reuși, administrația Biden va trece să colaboreze cu partenerii arabi, israelieni și turci în ceea ce privește problemele religionale iraniene și să menține presiunea atât asupra Teheranului cât și asupra celor guverne tentate să cedeze în fața Iranului. O astfel de abordare nu exclude diplomația, din potrivă ar putea să o promoveze. În cele din urmă, pentru ca discuțiile regionale cu Teheranul să aibă vreo șansă de a reduce tensiunile și de a minimiza potențialul de conflict și de escaladare, acestea trebuie să genereze genul de reacție din regiune care să dea Iranului un motiv să își tempereze comportamentul.